I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air, so let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show. Bună! Astăzi o să facem o organizare cu un profesionist, cu un organizator profesionist, cu Mădălina Preda. Vine la noi acasă și este a doua oară când vine. Mi-a mai organizat mai de mult bucătăria și baia, și băile de fapt. Iar astăzi vreau să facem spălătoria, acel laundry room. Avem o cameră destul de mare, cu foarte mult potențial, în care am foarte mult spațiu de depozitat. Acolo țin și mașina de uscat și mașina de spălat. Dar nu știu cum se face că este cea mai dezordonată cameră din toată casa, pentru că având atât de mult spațiu, ducem acolo toate lucrurile de care nu avem nevoie sau lucrurile pe care nu știm unde să le punem în altă parte și se face un mare, mare haos. Atât de tare m-am săturat de camera aia și mi-am dorit-o foarte mult, pentru că chiar poți să faci multe cu ea, poți să mă ajută foarte tare, dar nu știu cum să mă scăt la capăt, așa că m-am gândit să o chem pe Mădălina astăzi și o să vă arăt întreg procesul. O să mai filmez pe parcursul zilei, o să vă arăt ce recipiente folosește, cum le gândește pe fiecare în parte, de unde le-a cumpărat și, bineînțeles, rezultatul final. Nu știu dacă este o idee bună să vă arăt camera asta, dar o să fac, pentru că trebuie să vedeți și un before ca să înțelegeți mai bine. Oh my God! Da, deci, nu știu ce să zic că sunt astea, lucruri pe care trebuie să le sortez acum să-mi dau seama ce fac cu ele. Lucruri, chestii, iar lucruri. Astea sunt uscate, cred, deja trebuie să le strâng. Ăsta la fel e uscat, a fost spălat. Cărți care urmează să fie donate, asta trebuie să-i găsesc un loc. Astea sunt medicamentele. Iar în dulapurile astea, la fel o să ne băgăm. Aici nu e nimic de speriat. Aici sunt în regulă, doar că trebuie să-mi dau seama cum să le aranjez acolo. Așa. Mai departe, aici avem jucării pe care cred eu că nu le-am stocat foarte bine. O să văd acum ce zice și Mădă. Aici am detergenți. Mai sunt și acolo, aia de acolo. În partea de jos iar jucării. Iar aici e nebunia cu detergenții de curățenie, cu produsele de curățenie, de fapt. Da, deci chiar nu știu cum o să le împărțim. Iar aici este acea pungă cu pungi, care deja nu mai încape. Am căutat eu dimineață o pungă și au căzut toate, dar așa au rămas. Pentru că am avut treabă, acum oricum va trebui să le scot pe toate și să le pun din nou înăuntru, așa că le las până vine Mădă, să vedem ce și cum. Ah, iar în partea asta, Doamne, ce penibilie, dar asta e realitatea. Astea sunt de aruncat, acolo e apă, aici e coșul de gunoi care trebuie dus în bucătărie, asta e mâncarea la cățel, aici reciclăm, iar aici sunt legumele și fructele care sunt în plus și mai am acolo niște chestii în plus pe care probabil o să le pun în altă parte. Să vedem. Iar acolo e coșul de rufe, acolo în spate nu ne băgăm, este o cameră cu chestii pe care nu le pot sorta eu pentru că nu știu exact ce păstrăm și ce nu. Și cam așa. Știu că pare ciudat că pun asta pe internet, dar chiar mi s-a părut o idee faină de clip, pentru că vreau să vedeți exact cum funcționează și ce revelatoare și cât de mult poate să schimbe viața cuiva organizarea profesionistă. Eu am făcut curat în camera aia și fac de foarte multe ori, dar în două zile e la fel. Adică pentru că lucrurile nu au locul lor, așa cum ziceam mai devreme,
haosul se instalează super ușor și efectiv venim și le punem acolo pe blat și aia e. Așa că o aștept cu nerăbdare pe Mădă să vedem ce soluții o să ne ofere ea. Și dacă o să vă placă clipul ăsta, o să vă arăt cum i-a organizat și bucătăria. Deși pe Instagram am salvat la highlights acolo niște secvențe, dar o să vedeți mai bine aici, în cazul în care o să vă intereseze, îmi spuneți în comentarii. A venit Mădă, aici sunt o parte din recipiente, mai are vreo două sacoșe, aici este și Mădă și începem minunata debarasare a blaturilor, nu? Asta facem prima dată, nu? Asta facem, dar ne creăm o suprafață de lucru. Toate blaturile astea de aici vor fi goale, iar apoi vom începe să o scoatem din dulăpioare. Ok, super. Dar în primul rând deliberăm. Da, perfect. Deci acum ce facem? Am curățat blaturile. Stai că ești un pic autofocus. Gata. Ok. Am curățat blaturile și acum trebuie să luăm fiecare cutiuță cu fiecare lucrușor mic și să vedem dacă aparține locului, dacă trebuie să stea aici, unde trebuie să stea, dacă îți mai trebuie, okay. Ce vrei să faci cu el. Super. Probabil pe majoritatea o să le scot din casă. Hai să vedem. Să vedem ce facem. E, acum efectiv luăm bucățică cu bucățică și hotărâm ce facem cu ele. Ok, super. Sunt de toate felurile. Da, de toate, exact. Da. Bun. Iar mie îmi place foarte mult să le pun uite așa în ordine. Asta este modul meu. Eu zic asta, numesc asta prezentare. Când eu prezint omului ceea ce are, iar el practic le ia ordonat bucată cu bucată. Mm-hmm. Așa, practic, tu nu decizi în bulk, tu nu decizi la grămadă, decizi bucată cu bucată. E pasta, ce faci cu ea? Mașinuța asta, 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 ce faci cu ea? Fiecare în parte, hotărăști. Și ne ajută foarte tare că ai blaturile astea atât de mari. Că ne putem întinde, facem aici o nebunie. Ok. Avem și o piscină de barbe. Avem, avem. Avem toate. Avem și toate. Exact. Watching me when we're with our friends, there's definitely something in the air. So let's take. Între timp am adus și un ring light să putem să vedem mai bine ce facem aici. Mădălina încă mai aduce lucruri pe care eu va trebui să le sortez, să zic ce rămâne și ce pleacă. Can't believe it. Every time we touch, I feel.
Not even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not... Ok, deci astea sunt medicamentele pe care le-am păstrat. Medicamentele pe care le-am pus în pungi aici vor fi duse la farmacie pentru că sunt expirate. Acum, Mădălina mi-a adus recipiente, nu știu exact cum o să le organizeze ea, o să vedem. Nu știu exact de unde este acest recipient, dar o să o întreb și o să vă spun. Eu ce vreau să fac acum este să pun în aceste două cutii, acestea sunt cărțile pe care le-am selectat dinainte să le donez, iar acestea sunt jucării și vreau în aceste două pungi, cutii, pardon, să combin jucării și cărți, o să le trimit la două grădinițe. O să scriem pe el, știi? O să scriem ce este. Mm-hmm. Deci am trecut la partea de produse de curățenie. Aveam aici o ladă foarte mare și grea pe care o să o scoatem. Acest monstru. Exact. Și o să o înlocuim cu altceva. O să vedem acum ce alegem, mă dă. E foarte grea pentru o persoană atât de firavă, dar oricum e grea pentru oricine. Da, este. E încăpătoare, ce-i drept, da? Greu de folosit. Mm-hmm. Aici le avem pe subcategorii. Asta aici ar fi pentru curățare hard. Avem degresanți, avem curățare specifică, aragaz, suprafețe, inox. Aici am pus cumva nețoaia concentre împreună cu domestos. Dar aici tu trebuie mie să-mi validezi categoriile. Window cleaning. Da. Aici este multi-surface și dezinfectant. Mm-hmm. Aici este floor. Da. Aici, din nou, am niște netoia da, concentre. Tot. Mm-hmm. Diferența între astea și astea e că astea sunt concentrate, acolo ai quick polish. Da, și astea, și... astea sunt pentru podele. Bun, bravo, bine că mi-ai spus. Da. Acolo ai quick polish și upholstery. L-am... Nu știu dacă îl folosești în casă sau afară. Ăsta nu, ăsta nu-l folosesc deloc, nu știu ce, okay. Ce nu știu de unde e. Așa. Astea împreună, scuze. Da. Ok, perfect. Bun. E, și acum ce urmează să facem este să luăm fiecare mini-categorie din asta, să vedem ce avem. Okay. Dacă avem recipiente cu același produs, dacă unul este mai gol și altul este mai plin, mă rog, nu este cazul aici. Da. Dar să zicem că în ăsta mai avem atâta. Putem să turnăm dintr-un într-altul, știi, și eficientizăm un pic. Vedem ce ținem, ce nu ținem, okay. Și cum le folosim. Bine. Uh-huh. Yes. Uite, de exemplu, ăsta nu-l ținem. Ok. Ăsta, uite, poți să-l pui aici. Da. Pune și upholstery-ul ăsta. Așa, pune-l și pe ăsta, da. Așa. Astea vor merge la soacra mea. Ok. Așa, păi hai să le luăm. Ăsta? Zesty lemon. Da, rămâne. Toate rămân. Ok, deci nu vrei să treci prin ele, nu ne uităm la ele? Nu. Bine, dar măcar spunem dacă sunt în aceea, dacă sunt în categoria 1. Da, lemon. Sunt ok, le-ai pus bine. Da? Wow, da. Tare, bine. Deci nu faci o separare pe baie, bucătărie sau ceva? Nu. Nu? Bine, perfect.
fii atentă, o să folosesc recipientul ăsta care îți place ție. Așa, de unde este recipientul? Este de la Jumbo. De la Jumbo, perfect. Mm-hmm. Și astea sunt din Ikea. Da, astea sunt variera mare din Ikea. Ăsta este Jumbo, ăsta este 19,99, okay, dacă nu mă înșel. Iar astea tot așa, tot 20 de lei maxim. Mm-hmm. Și astea tot din variera Ikea. Mici la 10 lei. Ok. Mă rog, 9,99. Da, super. Ikea. Uite, vezi? Asta este mini. Mm-hmm. Și asta este maxi. Uite, mm-hmm, ce drăguțe sunt. Arată superb. Da, foarte frumos coordinated, așa. Mm-hmm. El o să poarte o încărcătură foarte mare. Cutia asta este grea. Mm-hmm. Dacă ar fi să o tragem ca să o accesăm, am târșit și am riscat să zgâriem ăsta. Mm-hmm. De când astea sunt, au aici rotițe, iar aici este ceva de silicon, sunt foarte prietenoase. Îl încarci, îl tragi. Da, 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 sunt super comode. Mm-hmm. Da. Să le montăm într-un mod care face sens pentru noi. Mm-hmm. Mai explic ei, să știți. Practic așa explicam celui cu care lucrăm. Deci am făcut aici, a fost să structurez spațiul în trei porțiuni. Asta este porțiunea ta de bază, dar va trebui să testăm, să vedem cum deschizi ușa, dacă asta e ok, știi? Mm-hmm. S-ar putea, sincer, că asta se mute aici. Știi? Când tu stai cu asta închisă, să ții de aici, să pui în mașină. Okay. Dar vedem, mm-hmm, da? Bun. Deci, 1, 2, 3. Cred că pe ăsta îl folosești, sau pe ăsta îl folosești mai des pe care? Da. Cam așa. Ok, perfect. Bun. Aici ai cleaning-ul, ăsta scosul de pete. Da. Și ți l-am pus într-o tăviță, vezi? Da, este super așa. El nu o să mai fugă. Exact. Nu mai fuge. Iar aici ai zona de balsam dezinfectant în spate, mm-hmm, detergentul de lânică. Și l-ai pe prietenul ăsta care ai văzut că mie mi-a căzut. Da. A picat din el. E, acum măcar dacă mai cade, pică în tăviță și poți să cureți. Ok. Aici jos ai stocurile. Da. Nici măcar n-ai multe. Aveam impresia că sunt mai multe, dar da, nu sunt. Da, și eu aveam impresia că sunt mai multe. Chiar nu sunt. Așa, detergentul, iar aici ai asta, în care ai... Perfect. Da, și acum este alegere dacă vrei să o folosești cu capacul pus, uh-huh, ceea ce să știi că s-ar putea să te împiedice să o folosești. Ok. Sau o iei, da, așa? Da, da. Așa, da? Da, e super așa. Este perfect. Uh-huh. Și așa doar bagi mânuța și scoți ce ai nevoie. Ok, super. Bun, bravo. Îmi place foarte mult să știi cum a ieșit. Ce mie. Am trecut la categoria jucării. Eu deja mai trecusem prin ele, așa că a fost destul de ușor. Asta este tot ceea ce păstrez. Mai am destul de mult Lego, dar este în pod momentan. Aici avem Magna Tiles, creioane care vor fi puse în alt recipient, niște animăluțe, mă rog, și acum mai trecem prin niște cărțulii. Astea sunt mai mult cărți de activități, tot felul de caiete din astea de activități. Astea mai puțin, astea trebuie să le pun la cărți. O să le separăm acum. Da. Bun. Every word you say, every smile you fake, I let you go. It's
sistem. Asta nu este față de masă, nu? Nu. Teoretic ar trebui să intre aici, dar fiindcă nu este o față de masă, nu va intra aici. Mm-hmm. Astea toate sunt fețe de masă? Da. Bine. Foarte frumos arată. Iar asta de aici? Asta este o tot o față de masă. A, da? Okay. Da, cool. Dar nu o să păstrez. O dau. Bine. Asta este o pătură din asta izolantă pe care o păstrez când mai mergem la picnic sau ceva. Asta este punga cu pungi, adică acestea sunt pungile cu pungi. O să păstrez foarte puține și intenționez să le păstrez în mod special pe acestea de pânză. Am câteva și o să fie suficiente. Am terminat, între timp eu m-am schimbat pentru că acest tur, după ce am terminat organizarea, îl fac a doua zi. Era destul de târziu aseară și m-am hotărât să fac turul așa cu mintea limpede. A fost o zi lungă ieri, vă arăt imediat ce a ieșit. Pornesc din colț și vă duc ușor, ușor în toată camera. Aici este extraordinar. Încep din acest colț, aici mai avem mâncare de când a fost mama cu Mau la noi și chestii pentru căței. Aici am pus toate sacoșele alea mari, am păstrat doar ce se vede. Iar aici am săculeți din aceștia reutilizabili pentru cumpărături. Iar aici mai jos am niște punguțe dintre alea cu zip. Aici este extraordinar, dulapul cu detergenți, arată mult mai bine și mi-este mult, mult mai ușor să accesez totul. O să pun și etichete, dar nu mai am folia aceea specială de la etichetator. Aici, în partea de jos, am rezervele, practic ceva ce încă nu am început, iar aici am produsele pe care le folosesc în mod curent. Acela este capătul de la mop pe care îl spăl la mașina de spălat, iar aici îmi țin cârpele, mai sunt câteva la spălat. Aici avem detergenți, soluții de curățat și așa mai departe. La fel, în partea de sus ce folosesc în mod normal, iar în partea de jos sunt produse neîncepute sau pe care le-am început, dar aș vrea să le folosesc după ce le termin pe cele de sus, ca să nu mai am chiar atât de multe. Iar aici, unde erau jucăriile, am organizat altfel și arată mult, 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 mult mai bine. Aici am medicamente. Aici, la fel, rezerve, Möller's Improvis, uleiul de pește al copiilor, acestea sunt pentru noi, acestea sunt tot pentru copii, bine, le folosim și noi, dar mai luăm și capsule de probiotice, iar aici, din nou, medicamente. În partea de jos am niște fețe de masă, cutiile de la laptop, niște păturele. În partea asta avem o cameră de filmat de acasă.
laminatorul, un aparat de cafea și de făcut spumă pe care momentan nu le folosesc, probabil o să meargă la Dani în Franța, să avem și acolo ceva, și o trusă de cusut. Wow, cât de frumos a scris Mădă! Absolut superb! A scris ea de mână. Așa. Mai departe. Aici am plasat jucăriile care arată mult, mult mai bine aranjate așa. O să fie mult mai ușor și de accesat și pentru copii să le pună la loc. Sperăm. Aici avem puzzle-uri, puzzle, la fel niște juculețe, Magna Tiles, animăluțe. Iar în ultimul sertar am pus tot o zonă pentru ei de arts and crafts. Mult, mult, mult mai ok acum, de pictat, creioane, aici avem lipici, foarfece și chestii de genul acesta. Acesta este un recipient pe care l-am cumpărat eu mai de mult pentru Luis să își sorteze Lego, dar nu s-a mai întâmplat. Adică, mă rog, noi le-am sortat, dar el le-a amestecat și mi-am dat seama că momentan nu e cazul. Așteptăm să mai crească. Aici sunt toate caietele lor de activități, cărți de colorat și așa mai departe. Iar aici avem tot ce ține de plastilină, plus o mașinuță așa random, tot felul de ustensile pentru plastilină. Și cam așa arată, mi-am dat seama că am uitat să vă spun ce am aici. Aici am bilele de lână pe care le folosesc în mașina de uscat, iar aici un săculeț pentru lenjerie intimă, cred că mi-ar mai trebui 1-2. Momentan însă în coșul ăla nu este nimic, dar mi s-a părut că arată foarte bine. Iar aici am coșurile pentru atunci când am nevoie să scot sau să împăturesc hainele. Am de gând să pun o etajeră acolo, ceva pe perete, un tablouaș drăguț. Aș vrea și masa de călcat să o pun aici și fierul de călcat. Cumva să fie ușor și de călcat în zona asta. Sper din suflet să vă placă. Spuneți-mi în continuare în comentarii ce anume v-ar plăcea să mai vedeți legat de organizare pe canalul meu. Dacă v-a plăcut acest clip, spuneți-mi, vă rog, în comentarii care a fost partea de organizare care v-a plăcut cel mai mult sau ce vă place să organizați cel mai mult la voi acasă. Sunt foarte curioasă să știu. O să mă mai văd cu Mădă și pentru dressing și dacă o să vă placă acest clip, o să-l filmez și pe cel cu dressing-ul, așa că vă rog să îmi dați un like dacă v-a plăcut clipul acesta, să vă abonați dacă nu ați făcut deja. Vă mulțumesc și până data viitoare, rămâneți cu bine. Pa, pa!